dragii mei, pentru că timpul mă intrează cu grăbire, aș vrea să mă apropii împreună cu dumneavoastră de pasajul al doilea pe care l-am citit în dimineața aceasta. Nu vorbi prea mult din pasajul acesta, dar câteva gânduri trebuie să împărtășesc cu dumneavoastră. Pentru că, așa după cum am spus și în alte împrejurări, o spun și în dimineața aceasta, o sărbătoare de felul acesta a unei familii din poporul Dumnezeu este o sărbătoare a Bisericii și de fiecare dată zic ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți copiii din Biserică. Amin. Am auzit în locul acesta multe voci cântând pentru slava lui Dumnezeu și în dimineața aceasta am auzit o voce nouă pe care n-am mai auzit-o până acum. Era vocea lui Moise. Copilașul pe care părinții l-au adus azi pentru întâia oară se numește Moise. Și mă gândeam și îmi doresc ca Dumnezeu să-l facă pe acest Moise o voce în poporul lui Dumnezeu. Domnul să-l binecuvânteze. Trăim vremuri grele și de multe ori, în taină a inimii noastre, ne punem întrebarea dacă este cu putință ca într-o lume rea cum este lumea de astăzi, n-are rost să o cosmetizăm, trebuie să spunem așa cum este, dacă este posibil ca într-o lume cum este cea de astăzi să ne creștem copiii pentru Domnul. Vremuri grele de-a lungul istoriei omenirii pe pământ au fost mereu, dar Apostolul Pavel, în ultima dintre scrierile pe care ni le-a lăsat, spunea că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și s-a vorbit nu de mult despre lucrul acesta. Unul dintre lucrurile care fac ca vremurile zilelor din urmă să fie grele era acela că oamenii vor fi neascultători de părinți. Dragii mei, mă surprinde să văd că în vremea aceasta există o sărbătoare numită Sărbătoarea Mamei, sărbătoare în care societatea își aduce aminte că există mame și că mamele au un rol deosebit. Însă, în același timp, în alte părți se luptă pentru că acest cuvânt atât de frumos, primul cuvânt pe care îl rostim când venim în lume, cuvântul mamă să fie scos din dicționare și din uz. Nici nu știi ce mai vrea societatea din ziua de astăzi. Însă pentru noi este important să știm ceea ce vrea Dumnezeu. Și am să vă spun, dragii mei, în dimineața aceasta, că nu-i destul să ne aducem aminte de mamele noastre o dată pe an, să le aducem un buchet mai mic sau mai mare de flori după cum ne permite buzunarul, ci este nevoie să ținem cont de mamele noastre în fiecare zi din an și dacă se poate 24 de ore din 24. Dumnezeu să le binecuvânteze pe mamele noastre. Amin. Dumnezeu să le binecuvânteze pe soțiile noastre. Am auzit și predicatori care sunt deranjați că le mai amintim și pe mame și pe soțiile noastre și ei socot că n-ar trebui să se vorbească în casa lui Dumnezeu despre lucrul acesta. E treaba lor, e opinia lor să-și o păstreze și cine se aseamănă în gândire cu ei, pe urmele lor va merge. Dimpotrivă, cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne cinstim părinții, pe mama și pe tată. Apostolul Pavel, un om care a fost un foarte bun cunoscător, un foarte profund cunoscător al scrierilor Vechiului Testament, atunci când scrie epistola aceasta către Efeseni, le reamintește cititorilor epistolei sale și ne amintește și nouă că în Decalog, în esența legii pe care Dumnezeu a dat-o poporului sfânt, a existat o poruncă singura însoțită de o făgăduință. Și porunca aceea privea datoria copiilor față de părinților. Pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta din Efeseni, chiar așa și începe, copiii. Ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Și adaugă porunca aceea din Decalog.
Am mai spus-o și în alte rânduri, poruncile acestea 10, esența legii din vechime, au fost scrise pe două table de piatră. Le-a scris Dumnezeu cu însuși degetul său. Și dacă au fost scrise pe table de piatră, înseamnă că ele au fost scrise să dăinuiască. Poruncile acestea nu au fost scrise pentru perioada în care poporul lui Dumnezeu se afla în pivegie prin pustie. N-au fost scrise doar pentru perioada aceea când vor intra în Canaan și vor lupta pentru cucerirea țării Canaan. Poruncile acestea au fost scrise pentru totdeauna și de aceea stau în picioare. Mă adresez vouă copiilor din ziua de astăzi și am să vă spun, vă place sau nu vă place, indiferent ce vă învață societatea, școala, instituțiile din ziua de astăzi, aveți datoria înaintea lui Dumnezeu să ascultați de părinții voștri. Și aș vrea să vă spun în dimineața aceasta că vă place să auziți sau că nu vă place, e vai de copiii aceia și e vai de tinerii aceia care storc lacrimi din ochii părinților lor, care nu își ascultă părinții. Binecuvântați, în schimb, sunt aceia care îi ascultă pe părinții lor în Domnul. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu că este drept. Părinții sunt oamenii aceia pe care Dumnezeu i-a găsit vrednici să îi însărcineze cu responsabilitatea de a se ocupa de voi, de a vă crește. Și există valori pe care lumea aceasta nu le poate evalua. Nu are aparate de măsură. De bună oară, societatea aceasta măsoară lungimea, măsoară timpul, măsoară greutatea, măsoară o grămadă de mărimi fizice. Dar lumea din ziua de astăzi n-a inventat un aparat de măsură care să măsoare valoarea lacrimilor vărsate de părinți. N-are unități sau aparate de măsură să măsoare valoarea nopților petrecute de părinți în veche lângă pătuțul copiilor lor. Și dacă înțelegeți măcar ceva din frumusețea acestor lucruri, atunci vă sfătuiesc, ascultați-vă, respectați-vă și prețuiți-vă părinții. Prin anul 1975, în țările scandinave, a fost introdus un concept în care s-a spus că părinții n-ar trebui să intervină în educarea copiilor lor. N-ar trebui să-i admonesteze, n-ar trebui să-i mustre, n-ar trebui să-i pedepsească fizic. Iar în vremea de astăzi, psihologii din țările acestea recunosc, dacă ai stat de vorbă cu ei, că sunt probleme cu generația de adulți, cei care au început atunci copilăria. Pentru că încet, încet, societatea în care trăim a ajuns la ceea ce numea un psiholog abdicare din autoritatea de părinte. Citeam undeva că o mamă își împărtășea frustrarea ei. Avea o fetiță de câțiva anișori și i-a cerut într-o zi să facă un lucru anume, era normal să-i ceară lucrul acela și fetița i-a spus, nu vreau. Și mama ei i-a spus, dacă nu vei face lucrul acesta, n-o să te las să te uiți la desene. În momentul acela, relația dintre mamă și fiică părea să fie compromisă puternic. Pentru că pe fața fiicei, o fetiță de câțiva anișori, dintr-o dată s-a așternut mânia și ea și-a încruntat privirea și i-a spus mamei sale, bătând din picior, atunci nu o să mai fii prietena mea. Pagubă în ciuperci, se spunea la noi în sat. Mă, întrebarea este cine pierde, mama sau fetița? Dacă, într-adevăr, mama nu mai este prietena acelei fetițe. Dar asta este societatea în care noi trăim. Și vai de noi dacă ne educăm copiii în spiritul acestor idei. Și vai de noi dacă ne lăsăm influențați de acest mod de a gândi. Pentru că din țările scandinave, anumite concepte au început să se împrăște în Europa de vest și apoi România, care ia aproape tot ce nu-i bun în societățile acestea, merge și ea pe aceleași urme. Iar noi aici vedem la fel. Cuvântul lui Dumnezeu însă îi sfătuiește pe copii să asculte de Domnul, să asculte de părinții lor în Domnul, să-și cinstească și să-și respecte copiii. Pentru că în funcție de aceasta Dumnezeu îi va binecuvânta.
Și dacă Dumnezeu nu e mulțumit de felul în care copiii se relaționează la părinții lor, Dumnezeu poate să oprească binecuvântarea. Și dacă Dumnezeu oprește binecuvântarea, pot copiii și tinerii noștri să meargă la orice școli ar vrea. Să obțină diplomă după diplomă, să acceadă la poziție după poziție, tot mai înaltă în societate. Dacă nu-i binecuvântare, nu-i pace, nu-i bucurie, nu-i împlinire. Toate lucrurile acestea realizări omenești sunt însoțite de frustrări. Binecuvântarea însă vine pentru aceia care își ascultă părinții, iubesc, îi prețuiesc, îi cinstesc. Vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare să-mi vină mama din România. În luna iunie va ajunge iarăși în mijlocul nostru, dacă va voi Dumnezeu. Îi sunt dator cu atât de multe, pentru că dacă vremea aceasta suntem casa lui Dumnezeu, dacă vremea aceasta am o familie sănătoasă și mă simt binecuvântat în familie, într-o foarte mare măsură lucrurile acestea îi le datorez mamei mele. A fost pentru mine un model de sacrificiu. Uitați-vă, dragi tineri, la pozele părinților voștri când s-au căsătorit. Mamele voastre erau foarte frumoase în pozele acelea. Astăzi poate nu mai sunt. Poate că vedeți fire albe la tâmplele lor. Poate că în mâinile lor vedeți bătături sau poate că vedeți câte o cută, câte o zbârcitură, să zic așa. Aș vrea să vă spun că lucrurile acestea au apărut de-a lungul anilor în care v-au îngrijit pe voi. De aceea, să vă rugați pentru părinții voștri să-i prețuiți, să-i cinstiți și Dumnezeu vă va binecuvânta. Pe de altă parte, în dimineața aceasta, cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă și spre părinți. Și într-un singur verset, versetul al patrulea, sunt cuprinse atât de multe sfaturi pentru părinți. Există lucruri pe care părinții trebuie să evite să le facă și există lucruri pe care părinții trebuie să le facă dacă vor să-și crească în lumea aceasta copiii după care să aibă cinste, să nu le crape obrazul de rușine. Spunea Apostolul Pavel: voi, părinților, nu interdați la mânie pe copiii voștri. Și aici s-ar putea cuprinde foarte multe lucruri. Mi-am adus aminte de un părinte din vechime pe care l-am mai amintit în câteva rânduri aici. Este vorba despre Patriarhul Iacov. Printre băieții pe care i-a primit de la Domnul, pe care i-a crescut, pe unul l-a tratat într-un mod aparte. Pe unul a dovedit că îl iubește mai mult decât pe ceilalți. Și l-a și îmbrăcat diferit și ceilalți au simțit lucrul acesta. Și între copiii familiei a început să apară o fisură și în loc să se poarte ca frații, toți ceilalți l-au urât pe ăsta pe care părintele lor dovedea că îl iubește mai mult. Părinții ar trebui să-și împartă dragostea în mod egal între copiii lor. Măcar că primesc copiii noștri aceeași hrană și aceeași învățătură, măcar că încercăm să le asigurăm aceleași condiții de viață, ei sunt foarte diferiți. Mi-am dat seama că de multe ori facem greșeala că dacă unul dintre ei a fost bun la matematică, toți ceilalți din familie trebuie să fie bun la matematică. Dar poate că nu e așa. Poate că Dumnezeu a pus într-unul o anumită înclinație, într-un altul o altă înclinație. Și ar trebui să învățăm să iubim pe toți în mod egal. Am stat de vorbă în ultima mea vizită în România cu fratele meu. Am un frate mai tânăr decât mine, cu 5 ani și mai cum se cade decât mine. Și pentru un moment așa de deschidere, de comunicare, de la inimă la inimă, știți ce mi-a spus? Un lucru pe care nu l-am știut niciodată. Mi-a spus: Iosif, eu știu că tu ai fost preferatul tatei. Indiferent ce ai spus sau ai făcut în vremea când eram amândoi în casa părintească, ceea ce ai spus sau ce ai făcut tu, aceea era bun. Și eu trebuia să mă lupt din greu să-i dovedesc tatei că și eu pot să fac asta sau cealaltă. Tu ai fost preferatul tatei. Mă, din fericire, fratele meu n-a dezvoltat față de mine o antipatie, o mânie. Dar se întâmplă în multe familii că dacă sunt mai mulți copii, și părinții tratează diferit, copiii simt. Măcar că n-au absolvit niciun curs în psihologie sau alte științe asemănătoare, copiii au o percepție deosebită și simt. Ciocolata lui a fost mai bună, lui ai cumpărat cu alune, mie mi-ai cumpărat nu știu de care.
Încălzămintea fratelui meu a fost, nu știu de care, a mea. Uite, nu pot să joc fotbal cu ei, că nu-s așa bun. Mie mi-ai cumpărat o perete de pantaloni de la Walmart, la fratele meu i-ai cumpărat de la, spuneți dumneavoastră, un magazin de ăsta mai select. În sfârșit. Și copiii observă lucrurile acestea, se tratați în mod egal. Câți copii vă va da Dumnezeu, cu câți va binecuvânta familia voastră, pentru toți să aveți aceeași măsură de dragoste și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, aș vrea să vă spun că aveți datoria să dezvoltați în copiii voștri trăsături frumoase. În ziua de astăzi, toate jucăriile sau aproape toate pe care le găsești prin magazine incită la violență. Dacă vă uitați, nu mai găsești câte o păpușă frumoasă, așa, pe care să o pui în mâna fiicei de bună oară, dacă ai o fiică, ci găsești o grămadă de moști, de creaturi, de transformers, de niște ființe de care n-ai vrea să întâlnești pe stradă seara când vii de la lucru. Dar le cumpărăm copiilor noștri, puști, pistoale, săbii și o grămadă de tancuri și de lucruri de felul ăsta și ne așteptăm să fie vânți ca niște mielușei, cu săbii în mână, no way. Nu se fac copiii noștri blânzi. Apoi aș vrea să vă spun că dacă ei vor vedea descărcări de mânie în familie, le vor învăța și ei. Vă veți întreba, de unde a învățat copilul meu să bată din picior când vrea ceva? Chiar, de unde a învățat? Că la adunare nu ne-au văzut așa. Aș vrea să vă spun că ei recepționează vizual de la noi o grămadă de lucruri pe care le văd. Să nu faceți cum își permit mulți părinți să facă atunci când pleacă de la adunare pe mașină, dezamăgiți de calitatea predicii predicatorului din dimineața aceea, de mai știu eu cântare, fost acolo sincopă, n-au intrat bine coriștii când trebuiau să intre toți la timp și... Sunt părinți care merg spre casă și până ajung acasă spun cam tot. Copiilor, de bancheta din spate, aud. Ei se uită pe geam, într-o parte, într-alta, dar urechea le aude tot ce spuneți voi și prinde tot. Și atunci se miră părinții care își permit să facă astfel de lucruri. De ce? Atunci când cresc copiii mai mărișori, au dificultăți în a-i duce la casa lui Dumnezeu. Iar vrea să vadă în copiilor dragoste pentru casa lui Dumnezeu, dragoste pentru cuvânt. Ar vrea să-l vadă pe copilul lor învățând o cântare la orchestră sau poate când mai crește un pic să fie înscris la cor. Dar copilul nu dă semne că ar iubi lucrurile acestea și părinții se întreabă oare de ce? De aia, pentru că pe mașină spre casă am clădit și am semănat în inimile copiilor noștri de multe ori lucruri care n-ar fi trebuit să se audă din gura noastră. Poate că ar trebui să ne rugăm mai mult în casele noastre cu copiii noștri. Creșteți-i în frica și mustrarea și învățătura Domnului. Iată două lucruri care trebuiesc să se regăsească în activitatea noastră de părinți. Apropo, am găsit în limba engleză un cuvânt pe care nu-l pot traduce nici cum în românește. Parenting. Cei care știți engleză, ajutați-mă când o să mă dau jos la final. Ajutați-mă să găsesc un cuvânt foarte bun în limba română pentru cuvântul ăsta englezesc. Parenting. Eu cred că se referă la arta sau la responsabilitatea de a-ți crește copiii. Și dacă vreți să aveți copii buni într-o lume reală, atunci mustrarea și învățătura Domnului reprezintă elementele de bază, rețeta succesului vostru. Dacă lipsește mustrarea, nu-i bine, pentru că se ajunge la situația aceea despre care vorbeam înainte cu fetița care o amenința pe mama ei că din cauza că nu o lasă la desene, nu mai o consideră prietena ei. Sunt mulți copii răsfățați în ziua de astăzi, tocmai pentru că părinții n-au știut să-i muste când a fost vorba de mustrare. Pe la 15 ani, ai vrea să-i mai îngreți, dar nu-i mai poți. Îndreaptă-i atunci când îți mai mici. Și un copăcel îl apleci într-o parte sau altă după nevoile tale când e tânăr. După ce au trecut anii peste el și a devenit un copac puternic, nu mai încerca, nu mai funcționează. Apoi, învățătura Domnului ar trebui să fie la loc de cinste în casa voastră. Învățătura Domnului. Și învățătura aceasta este în Sfântul Cuvânt. Aș vrea să vă spun că sunt părinți
care cred că unele pasaje din Scriptură nu se mai potrivesc pentru vremurile noastre. Au fost pentru vremea lui Pavel mai de mult. Să învățați pe copiii voștri că în această carte avem cuvântul lui Dumnezeu. Că acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie prețuit, că trebuie ascultat, că trebuie urmat. Dacă vrem să avem realizări, pace, bucurie, fericire și dincolo de toate viață veșnică. Nu o să vorbesc prea mult, de fapt aș vrea să mă opresc aici, mă uitam și la ceas, timpul trece așa de repede și aș vrea să mă ocup la momentul potrivit și de pasajul celălalt pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan. De aceea aș vrea în minutele următoare să trecem la lucrarea propriu-zisă a actului prin care vom chema peste copilașul vostru cu numele Moise, numele mare și sfânt al Dumnezeului nostru, potrivit cu ceea ce suntem învățați în Sfânta Scriptură. Cu 3500 de ani în urmă, Dumnezeu i-a dat lui Moise și prin Moise lui Aron și fiilor lui după ei, porunca să îndeplinească o lucrare cu privire la copiii lui Israel. Și Dumnezeu le-a spus ce să rostească peste copiii aceia și El făgăduia apoi că îi va binecuvânta. Așa cum face și noi dimineața aceasta. Am să invit biserica să se ridice în picioare, am să invit pe cei doi părinți să vină în față. Pentru câteva momente îmi vor încredința pe micuțul Moise în brațe, fratele Mircea va citi cuvântul, la locul potrivit biserica va răspunde cu amin, care înseamnă așa să fie, și apoi mă voi ruga pentru binecuvântarea acestui copilaș și voi chema peste numele Domnului. Și după rugăciunea mea ca slujitor, va continua să roage unul din părinți. Vrea să deschidem Scriptura în Cartea Numerilor, unde Dumnezeu i-a dat lui Moise acest cuvânt de binecuvântare, Cartea Numerilor, capitolul 6, ultimele 6 versete. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Moise, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Moise, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Moise, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin.